Bună și bine v-am regăsit! Ce facem noi într-o zi ploioasă de primăvară, în loc să admirăm magnoliile, lalelele, grădinile înflorite, pomii înfloriți? Facem un haul. Facem un haul pentru că vremea asta nu ține cu noi. E frig afară, plouă, e urât, așa că facem un haul, vorbim despre parfumurile care au intrat în ultima perioadă în colecția mea și ce să vedeți, nu v-am mai povestit de mult despre ele, așa că s-au cam strâns. Da, sunt aproape 10 parfumuri, 9 parfumuri despre care vă povestesc astăzi. Sunt noi pentru mine, nu neapărat lansări noi, chestii de genul, nu, dar sunt parfumuri interesante, așa că nu plecați niciunde pentru că trebuie să vă arăt niște parfumuri faine. Haideți să începem cu un parfum. Vedeți că am pus eu aici două parfumuri și o să vă arăt un parfum. De fapt, am descoperit și un site nou care se numește dubaisoul.ro. O să vă scriu pe ecran, dar o să vă pun și linkul în descriere. Este vorba despre Areza sau Areza Belle Fleur Eau de Parfum by Hemani Wasim Badami, scrie aici. Cutia arată așa și avem o sticlă elegantă și foarte drăguță. Nu știu de ce, dar mă simt ca și cum ar fi toamnă. E așa, o atmosferă cozy. Afară este întunecat. Of. Iubesc primăvara și de-abia aștept să țină vremea cu noi, să fie frumos afară, să fie soare. Îmi dă o stare bună, vremea frumoasă și cred că și vouă vi se întâmplă. Așa arată sticla. Este foarte drăguță, este elegantă, este simplă și parfumul este unul superb, superbisim. Este un capac ușurel așa, dar este o sticlă ok. Nu am văzut nimic ce să mă deranjeze, pentru că arată foarte bine. Haideți să vă spun despre parfum. Parfumul este inspirat din Aura de la Mugler. De aceea am acolo cele două parfumuri. Mi se pare că este o combinație între apa de toaletă și apa de parfum. Pentru că oricum cele două seamănă între ele, dar parcă simt și ceva din Aura Senzuel, nu știu, e o parte mai spicy așa. Mi se pare că seamănă cu apa de toaletă, dar totuși nu este atât de fresh și de spicy cum este apa de toaletă. De aceea spun că mi se pare că este o combinație dintre apa de toaletă și apa de parfum și să știți că persistă bine, este finuț, nu este nimic deranjant în acest parfum. Îmi place, este aroma aceea pe care o știți dacă ați testat Aura de la Mugler. Acum este o combinație, să zic, între cele două și cu siguranță recunoașteți aroma dacă testați Areza. Mi se pare că se îndulcește, se simte o vanilie plăcută, nu este nimic arabesc în el, nu este nimic deranjant, nu este nimic care să te ducă în afara zonei de Aura. Este un parfum foarte frumos și bun. L-am purtat, îmi place foarte mult cum se simte, proiectează, persistă și are și un preț super, super bun, mai ales că, din păcate, nu prea mai găsim Aura de la Mugler și Aura Senzuel este discontinuat, deci are ADN-ul acela și îmi place că nu este sintetic, se simte natural. Îmi place, mi se pare de calitate, mi se pare un parfum bun și cam atât. Dacă vreți Aura de la Mugler la un preț mai bun, găsiți Areza pe dubaisoul.ro și găsiți acolo o grămadă de parfumuri. Chiar vă recomand să intrați pe site și să vedeți că au și parfumuri inspirate din alte parfumuri care nu se mai găsesc sau, cum să zic eu, sunt inspirații pe care nu le mai găsim pe alte site-uri. Chiar
Îmi place, îmi place foarte mult parfumul, este bun și dacă vă place Aura și vreți o alternativă mai ieftină, mergeți pe Areța, pentru că este foarte, foarte frumos parfumul. Îmi place, îmi place cum se dezvoltă, îmi place deschiderea, este un verde. Când vorbesc despre partea verde din Aura de la Mugler, mă gândesc la un fruct kiwi. Mă gândesc la partea aceea verde din kiwi. Deci nu este verdele acela iarbă verde, frunze, nu. Este un verde fructat. Și asta vă spun de fiecare dată, ca să vă fac să înțelegeți ce simt eu în parfum. În orice caz, Aura de la Mugler și respectiv Areța Belfleur, parfumurile astea mă duc cu gândul la păduri, păduri tropicale, mă duc cu gândul la Bali, mă duc cu gândul la păduri verzi și tropicale și superbe, mă duc cu gândul la păduri magice, la zâne, la elfi, chestii de genul acesta. Știți că sunt niște parfumuri care mie îmi plac foarte mult și de aceea am și ales un parfum de pe Dubai Soul, un parfum care nu se mai găsește și vreau să am aroma asta în colecție și v-am zis eu de multe ori că și după Aura Sensuel o să vreau un backup totuși. E super parfumul, n-am ce să zic, îmi place mult de tot. Trecem mai departe la un parfum pe care l-am primit și este vorba despre Heritage Royal Collection Maison Asrar. Este un parfum aldehidic muscat. Avem așa ca și note, în vârf citrice, floral, în mijloc avem fructat și nucă de cocos, iar în bază avem moscat și dulce. Mulțumesc tare mult, Iza, este un parfum pe care l-am primit și are un capac metalic greu. Sticla este foarte drăguță, cumva spune cam totul despre parfum, sticla aceasta, mi se pare că îi se potrivește foarte, foarte bine și... Deschiderea acestui parfum este una metalică. Este o aromă pe care am întâlnit-o în clona de la Tom Ford Metallic. Da. Și am testat și originalul. Mi se pare că seamănă foarte bine clona cu originalul. Și avem aceeași deschidere și aici, una metalică. Bine, nu este chiar la fel, dar sunt singurele parfumuri în care am întâlnit izul acesta metalic. Metalic, curat, dulce, nu știu să vă explic, dar este un iz metalic. Se dezvoltă foarte frumos parfumul. La un moment dat devine un parfum moscat, curat, cremos. Se simte și un cocos dulce. Și izul ăsta metalic e cumva... Cum să zic eu, la fel mi s-a întâmplat și cu clona de la Tom Ford Metallic. Este ceva ce îți place și te respinge în același timp. Deci aceeași descriere v-am făcut-o și atunci pentru că așa simt eu aroma asta. Îmi place și în același timp e respingător, dar față de Tom Ford Metallic, în acesta deschiderea asta trece și rămâne, de fapt, după izul metalic, clean, clean metalic, vine o aromă de cocos dulce și la un moment dat devine un parfum cremos, curat, moscat, plăcut. Să aveți în vedere dacă vă tentează parfumul acesta. Și ați testat și clona după Tom Ford Metallic că are aceeași aromă, deci are izul acela metalic în deschidere. Per total este un parfum frumos, v-am zis, deschiderea nu este cea mai reușită pentru mine, dar când se usucă devine un parfum dulce, cremos, cu cocos, curat, moscat, deci miroase a alb. Este un parfum interesant, interesant. Un alt parfum pe care l-am primit este acest Orientica Sheika. Este mauve și arată foarte bine ambalajul acesta și sticluța este foarte drăguță, foarte drăguță. Acesta este un parfum, spune lumea pe Parfumas,
care seamănă cu Isele Manifesto. Eu nu am testat parfumul acela, pot să vă spun doar că mi s-a părut că are un iz de Lancome Hypnose. Mi s-a părut că are puțin de acolo ceva, dar totuși miroase a mov, a fructe mov, nici nu știu ce note are. Este un parfum fructat dulce, avem bergamot, note verzi, coacăze negre, iasomie lăcrămioare și în bază avem lemn de cedru, lemn de santal, boabe tonka și vanilie. Este dulce, este fructat, este plăcut, este așa un parfum de zi cu zi, un parfum care îți dă o stare bună. Este moderat așa din toate punctele de vedere, dar nu este slab și la prețul pe care îl are nici nu am ce să comentez. Este 30 de lei. Chiar miroase foarte bine. Eu acum sunt foarte curioasă de Manifesto, sincer, că am văzut multă lume că vorbește despre el. Sunt foarte curioasă de parfumul acela. Mi se pare și proaspăt, și dulce, fructat, vanilat, dar cumva nu este un parfum dens, este așa mai fructat ca un suculeț, dacă pot să spun așa. Este plăcut, un parfum de zi cu zi, la un preț mic, mi se pare super, super ok. Următorul parfum despre care vorbim este Versace Bright Crystal Absolute, pentru că ne pregătim pentru perioada caldă și avem nevoie de parfumuri fructate, acvatice, proaspete, florale, roz chiar, așa miroase acesta, este un parfum fructat, floral, acvatic și roz și dulce, dar nu foarte dulce. Ca și note, are în deschidere note de apă, rodie și iuzu, în mijloc avem bujor, zmeură, lotus și magnolie, iar în bază are mosc, lemn de mahon și ambră. Este un parfum de zi cu zi, roz, transparent așa să zic, apos, drăguț, girly. În deschidere nu știu de ce simt eu. Cred că de la iuzu. Simt așa ca și cum ar fi un miros de aftershave. Da, simt o notă fresh masculină. Dar după aia se simte bujorul, devine din ce în ce mai roz, se îndulcește. Este plăcut, dar deschiderea asta nu mă dă pe spate. În orice caz, pe hârtie îl simt așa, pentru că dacă îl folosesc, se duce imediat deschiderea asta și nu prea o simt. Dar dacă analizez mai mult pe hârtie, așa simt deschiderea un pic fresh masculin așa. Dar oricum, este un parfum drăguț. Vă recomand să-l testați. Nu, în general, parfumurile astea de la Versace mi se par parfumuri de zi cu zi, nu sunt nimic nou, deci nu mi se pare că vin cu ceva nou. Sunt frumoase, sunt girly, sunt roz, sunt proaspete și drăguțe. Atât. Dar îmi place. Mai ales cum se dezvoltă. Îmi place foarte mult cum se dezvoltă. O să mai povestim cu siguranță despre el, pentru că doar l-am testat și l-am purtat o singură dată, dar nu am fost prea atentă cum se dezvoltă acesta. Ce credeți că lipsea din colecția mea? Știți că am o colecție destul de mare, tocmai ce am postat două clipuri cu colecția de parfumuri, dar nu cred că ați văzut în colecția mea, bine, am o miniatură, nu pot să zic că nu, dar nu se pune, un parfum de la Victoria's Secret. Da, un parfum de la Victoria's Secret nu aveam, sticla este adorabilă, iar parfumul, să știți că este foarte frumos. Are ca și note zmeură, stânjenel și tonka. Atât. Mi se pare cunoscută aroma. Ei spun aici că ar semăna cu Mon Paris de la Yves Saint Laurent. Da, mă duce în zona aia. Ar mai semăna și cu Flower Bomb Midnight Victor & Rolf. Se duce și în zona Flower Bomb, da. Nu-l știu eu pe Midnight, dar se duce și în zona Flower Bomb și la noi Trezor, are și ceva de acolo, deci are câte puțin din toate parfumurile pe care noi le știm.
Și este un parfum bombonicios, fructat, bombonicios, dar sticla, sticla, sticla. Nu poți, nu poți să nu iubești parfumul ăsta, n-ai cum, n-ai cum. E prea frumoasă sticla asta. Și o să-l port cu drag, pentru că îmi place foarte mult parfumul. Este bombonicios, da, fructat, bombonicios și mi se pare mie că simt niște paciuli pe acolo, adică, da, este aromat, este fructat. Nu simt irisul ăla pudrat, cremos, nu, nu, dar este și el pe acolo și mi se pare așa un parfum girly, tineresc, prea tineresc aș putea să spun, dar potrivit de zi cu zi, se duce în zona asta de... Nici nu pot să zic că simt chiar smeură. Simt o aromă fructată. Simt și un paciuli. N-am ce să zic. Simt un paciuli acolo. Un iris, nu știu ce să zic. Adică nu prea pot să pun așa mâna pe note. Nu mi se pare atât de clare. E o aromă fructată bombonicioasă. E drăguț. E frumos. Și sticla asta, v-am zis, e delicios cu totul. N-am ce să zic despre el. Trecem mai departe la niște parfumuri ceva mai puternice și mai mature. O nebunie. Haideți să începem cu acest Galimard Eau de Toilette. Așa. Așa arată. Accroche Cœur se numește. Și este un parfum genial. Este un parfum cald, ambrat. Este cald condimentat și urmează și el trendul acesta de parfumuri ambrate. Zona aceasta de Angel Share, de Hermes Ambră Narghil. Doar că nu este buzi, nu are tutun, de exemplu, cum are Ambră Narghil, ci acesta are o deschidere de fructe și destul de light față de alte celelalte parfumuri despre care spuneam. Este o deschidere fructată, avem în deschidere măr, coacăze negre, piper roz și bergamot. În orice caz, nu este, nu vă duceți cu gândul la un parfum suculent în deschidere, nu neapărat. Este proaspăt, fructat și vine imediat scorțișoara. Deci, față de celelalte parfumuri, acesta este un cald condimentat mai ușor, mai ușor de purtat, fără nimic, fără rom, fără nimic buzi, fără tutun. Deci este mult mai ușurel, mă duce cu gândul la sărbătorile de iarnă, la scorțișoară, la prăjituri cu scorțișoară și... Da, scorțișoara este foarte bine în evidență, este un cald condimentat, o îmbrățișare caldă, dar în același timp este și un parfum light, adică nu este un parfum foarte dens, este potrivit și acum primăvara și din ce în ce se îndulcește, scorțișoara iese în evidență din ce în ce mai mult. Îmi place atât de mult parfumul acesta, este foarte frumos, foarte frumos. Cu siguranță o să mai povestim despre el, îmi place foarte mult și sticla. Da, pe acesta nu l-am purtat, doar l-am testat, dar îmi place foarte mult cum miroase și mi se pare destul de cunoscut pentru mine. Zona aceasta, aroma aceasta este una cunoscută, dar foarte potrivită pentru mine. Trecem la un parfum, un parfum foarte interesant, despre care cu siguranță nu ați auzit prea multe. Este vorba despre Neige de la Lys Watier, este o apă de parfum de 100 ml. O să vă arăt cea mai frumușică sticlă. Așa arată, uitați-vă cât este de frumoasă. Din păcate nu am lumină naturală și se vede ring light-ul, dar numai bine că fulgii aceștia strălucesc în lumina aceasta de ring light. Este foarte frumoasă sticla, foarte frumoasă. Da, are legătură cu zăpada, cu iarna, dar
Ca și note, el are așa, lăcrămioare, zambilă, iasomie și trandafir în deschidere. În mijloc avem magnolie și floare de portocal, iar în bază avem mosc și lemn de santal. Nu este un parfum ușor, nu. Zambila, mi se pare că face parfumurile să fie destul de mature și mai grele, dar miroase. Acum îl simt și mai bine. Da, îl simt mai bine acum. Miroase a zambilă. Miroase a zambilă, miroase a primăvară. Nu știu care e faza cu zăpada și cu florile acestea de primăvară. Nu m-am documentat să aflu mai multe despre ce vrea să spună autorul. Nu m-am documentat, dar cu siguranță o să mă uit pe internet și o să mai povestim despre el. Da, este un floral greuț, așa, un floral matur, un floral serios, serios și are un iz mai vechi, este, nu neapărat, nu, cred, nu neapărat că are un iz mai vechi, ci un floral bogat, un floral puternic, un pic verde. Trebuie să mă joc cu parfumul acesta pentru că este unul destul de complex și serios. Nu este chiar genul meu, de aceea trebuie să-l analizez, să-l port, să văd cum mă înțeleg cu el. Dar sticla este minunat, ce să zic. Și cu siguranță o să rămână în colecția mea. V-am spus că am niște greutăți, în continuare și așa este. Am descoperit și eu Samsara. Samsara de la Guerlain. Am aici eau de toalet. Dar acum vreau neapărat să miros apa de parfum pentru că aroma asta mi-amintește de ceva și eu cred că la un moment dat am testat Samsara apa de parfum. Îmi doresc tare mult să testez parfumul acela. Are o aromă foarte plăcută. Are o aromă pe care eu am mai întâlnit-o, dar de aceea vă spuneam că mi se pare că am testat apa de parfum pentru că este o aromă mai light decât ce am simțit eu. Și sinceră să fiu, nu știu de ce fugeam de Samsara, pentru că este un parfum atât de frumos. Mi-l imaginam așa bătrânicios, vintage, greu de dus. O să-l dau pe piele pentru că nu mai am hârtiuțe din astea pregătite. E plăcut. E plăcut, e ușor. Asta pentru că mi-l imaginam eu mai greu, nu pentru că ar fi el cel mai ușor parfum. Avem în deschidere Ylang Ylang, piersică, note verzi, citrice. În mijloc avem stânjenel, multe flori, flori de primăvară, narcisă și avem o bază de lemn de santal, stânjenel, vanilie, boabe tonka, ambră și mosc. Îmi place mult aroma. Este florală, verde, plăcută. Îmi place foarte mult. Trebuie neapărat să testez apa de parfum, să văd dacă m-a dus cu gândul la un parfum pe care l-am testat și mi-a plăcut foarte mult. Și știu sigur că la un moment dat am testat un parfum, mi-a plăcut foarte mult și n-am mai știut ce parfum era. S-ar putea să fie apa de parfum. Chiar o să îl testez și vă mai povestesc despre el. Și ultimul parfum despre care povestim astăzi, țineți-vă bine. Țineți-vă bine, este acest Shalimar de la Guerlain, apa de parfum, o variantă veche. După cum ați văzut și Samsara este tot la fel. Haideți să vă spun, oricum, parfumul are o poveste foarte frumoasă, dar să vă spun povestea mea cu Shalimar. L-am testat la un moment dat în magazin și am zis, nu, deschiderea este una puternică, prea puternică pentru mine. Apoi l-am lăsat pe mână, eu n-am știut cum se dezvoltă parfumul acesta, l-am lăsat pe mână și după jumătate de oră nu știam ce am folosit. Se transformase în ceva cald, dulceag, pudrat, plăcut. Era așa ca o eșarfă parfumată cu cel mai fin și cald parfum și elegant și feminin. Deci este o diferență mare între deschidere și cum se usucă parfumul.
Și îmi place foarte mult cum se transformă. Deci chiar este un parfum adevărat, chiar este un parfum frumos și chiar o să-l port. O să-l port. Îmi place, v-am zis, este puternic, prea puternic pentru mine în deschidere, dar se transformă în ceva finuț, plăcut, elegant, matur, desigur, feminin și o să mai povestim și despre el cu siguranță. Da, cam atât despre parfumurile care au intrat în colecția mea în ultima perioadă. Aștept cu mare drag comentariile voastre, vreau să-mi spuneți și mie despre Samsara, despre apa de parfum. Cum vi se pare, dacă aveți parfumul în colecție, ce părere aveți despre Shalimar, de exemplu. Sunt niște parfumuri către care eu nu m-am îndreptat, dar când găsesc parțiale le cumpăr pentru că vreau să le am și eu în colecție. Știți că sunt un pic disperat așa cu chestiile astea vechi, chiar dacă nu sunt pentru mine, chiar dacă nu mi se potrivesc 100%, au și ele o istorie și vreau să le am în colecție. Nu sunt cele mai minunate sticle, nu arată senzațional, dar ce au în interior e deosebit și e ce trebuie. Vă mulțumesc pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, mă găsiți și pe Instagram. Puteți să vă și alăturați în cazul în care doriți să susțineți acest canal. Mă găsiți pe Instagram, acolo unde postez aproape zilnic. Noi ne vedem în curând. V-am pupat! Pa, pa!